Salut și bine ați la un nou episod League of Legends aici cu Zed. În sfârșit jucăm Zed. Toată lumea vrea să joc Zed. Deci am zis hai să vedem ce putem face. Frumos acolo. Un pic de damage pe Galio. Ah, fuck, am ratat minionul ăla de urât. Nu cred că l-o omorăm aici. Ăla-i. Nu știu, a, nu cred că moare, nu moare. Nu moare, bă, bulanul, bă, cât bulan. N-am nimic. Nu-i nimic. Mi-a plăcut acel gank. Wow, am crezut că a meu, am crezut că a meu. De-aia făceam chestia acolo. Știam că a meu știi să dau seama minioni, dar eu nici măcar nu sunt level 3. Așa. Frumos, îi nașpa acum. Mai ales după cum vedeți, joc cu Dark Harvest. Deci o să fie destul de mișto meciul. Suntem aici mai ales cu abonat și toate astea, deci o să fie very nice. Doar trebuie să am grijă, au Jax jungle. Ceea ce nu e cel mai drăguț jungler să fii, să joci împotrivă. Se pare că mi s-au de fucking Facebook-ul. Oh my god, și-am ratat și ăla. Rip Peronimo. Vibrează toate aici. Ia de aici. Mamă, dar acel shield. Acel shield de Rino. Boom. Am luat un cod de monster de pe Facebook, a postat cineva pe un grup de PlayStation și acum aia scriu tot acolo că ce-i aia. Deci Reaperoni. Mai ales Braum a dat First Blood-ul. What the fuck a fost aia? Voi ați văzut? Cum că cam a aruncat în sus în timp ce eram în W? Mai ales că s-a dat W-ul după. Cum vine aia? Cum vine aia, mă? Da-i zem. Ce va face Tom? Odată ce va primi un pumn în față. Mamă, dar da de mult damage. E scârbos damage-ul lui Galio. Mai ales că e foarte, foarte tank. Mă gândeam că o să prind și eu ceva mai squishy. Și o să pot să fac și eu kill-uri și toate astea să fie drăguț. Dar după cum vedeți, e destul de trist. Nu prea pot să fac nimic împotriva lui. Doar să-i dau. Doar să-i dau gen poke, poke, poke. Și mai ales, uite, dă AOE damage. Dar o să fac 6 înaintea lui. Dar ar fi trebuit să-mi dau back, să-mi iau niște. Să-mi iau un pic de damage. Wow, mai nimic cu aia, frate. Da, ok. Let go, my boy! Let go! Frumos acolo, Xin. Chiar dacă îl omoram, 100% era mort acolo. Era 100% Morgex. Dar, acolo Xin, reflexe, frate, reflexe. Foarte bine au venit, numai bine am trăit. Și nu-mi dă mai mult gold. Deci, hai să mergem în bază, avem 2000 de gold. Asta o să fie nice. Frumos acolo, au făcut engage-ul pe Brown. Boom! Și acum se duce din nou Xin. Foarte bine joacă Xin acolo. Hai să luăm... Îmi iau două poțiuni de viață. Și hai să mergem. Ăsta e skin-ul meu preferat. Aveam Chroma, dar am uitat să selectez, frate. Am uitat să selectez. Da, ăsta e skin-ul meu preferat în... pentru Zed. Mi se pare că skin-ul ăsta e cel mai fain. Am toate skin-urile pe Zed. Am și Championship, am și toate alea. Da, mi se pare că ăsta e cel mai mișto. Nu știu de ce.
pur și simplu shuriken-urile și toate astea așa în spate. Mi se par super, super mișto. Hai de capul meu. Hai că l-am ciurit puțin acolo, după cum vedeți. L-am ciufulit pe băiat. Cred că o să meargă back. O să facem aici push. Boom. Ah, fuck, l-am dat pe ăla. Destul de mult damage aici. Perfect. Dar mie să nu vină din nou Jax. Vreau să iau numai bine 80 de gold de aici. Frumos. Oh, fuck me. Oh, Jesus Christ. Nu fă fițe cu mine că eu te sparg. Dar, merg din nou back. Oh my god, să Jax acolo pe ball lane. Jax are level 5, l-am văzut. Vreau de moare. Va muri, cineva va muri, am și ultimata tot pe nai. Oh my god, l-a prins acolo foarte, foarte urât. Dar aici... Let's go, my boy! Let's go! Frumos acolo, kill-uri. I-am prins perfect pe băieți. Mă, nu mai... Mă, nu fă șmecherii cu mine. O să luăm și infernalul ăsta. Dar băieții cred că se descurcă numai că au nevoie de mine. Nu cred că o să dea ultimată sau ceva. Că altfel știe că moare. Dar o să dau back. Avem aici, avem itemul nostru, core. Probabil o să merg și Yomus, doar pentru că am nevoie de acel movement speed. Vreau să mă mici repede pe mapă, îmi iau prima oară buții. O să luăm mai două săbii. Totul nice, hai să mergem de repede pe mid. Dăm aici SS, nu știu unde s-a dus Galio. E bine că o ducem chiar bine. Mai ales Alexandra n-o fedat încă. Ea joacă Teemo. Are, și-a cumpărat skin-ul cu fucking Beemo și e roz. Și-a luat și Chroma. Uitați-vă la acel sărăcie. Acea sărăcie de campion. Mai ales dacă vrei să mă susțineți să mai fac episoadele astea de League of Legando, apăsați un like. Apreciez foarte, foarte mult. Mai ales așa pot să ajung și eu gen mai sus. Se strâng mai mulți abonați și toate astea, deci apreciez foarte, foarte, foarte mult fiecare like. Dacă strângem 500 de like-uri, suntem cei mai tari, frate, chiar suntem cei mai tari. Hai, apăsați toți like. Știu că mulți vă uitați și susțineți seria asta, dar vreau să văd like-uri, frate. Hai să vedem, dacă strângem o grămadă de like-uri, suntem cei mai tari. Îl văd acolo, încerc să merg, dar nu prea mere. Nu știu unde se ascunde. Uite. Oh, sărăcea. Ok, eu l-a dat. Și-a dat flash-ul, asta e foarte bine pentru mine. O să pot să îl omor. Știind că el nu are flash. Dar trebuie să aibă grijă acolo, Beemo. Că ăștia sunt vin direct tot acolo. Frumos acolo combo, mamă ce-mi place să iau așa minioni. Se vede așa de drăguț. Și e totul așa drăguț cu Z. Mai ales skin-ul ăsta, frate, parcă mă simt așa de bine când joc cu skin-ul ăsta. Mă, ce faci Jax ăsta, frate? Dă kill-uri gratis, Teemo! Dai Teemo! Oh my god, hai că vin eu, frate. Nu mai are... Ieși acasă! Aici nu-i de tine. Ăsta e locul meu, frate. O să moară. Știam cum se întâmplă asta. I-a dat stun fix sub tower. 3 secunde, frate. Nu mă pot băga. Pur și simplu o să-mi dea și mie stun și mă omoară și pe mine. Nu prea mere. What the fuck, n-a ajuns până la el? Dai să luăm aici, o să luăm două stack-uri, deci.
Jesus Christ. Nu i-a mai dat un heal la tower, frate. Ea a fugit prima, ei full HP. De-aia a fugit prima, înainte să fug eu. Stai să merg în back, cum ziceam. O să iau acum cooldown, vreau să am cooldown-ul ăsta super, super mic. Luăm buții cu magic resist, pentru că totuși Galio dă destul de... Da, nu dă chiar foarte, foarte mult damage, dar dă mult cu basic-ul și căcatul ăsta și se pune tot AP, mai ales după cum vedeți. El o să meargă foarte multă viața, de asta mi-era puțin urât să filmez acest match, pentru că știu că Galio pur și simplu o să se facă full tank și pur și simplu nu prea se merită. Am în vedere că eu sunt Zed, chiar dacă am 4-0 o să fie greu să pur și simplu să-l omor. Sau cine știe, poate băiatul îi place să moară și mă fedează bine bine. Și atunci o să fie super bine. Dar Jax-ul are 2 kill-uri. Ar trebui să inspectez pe aici un pic jungla. Trebuie să mereu să mă ocup de asta. Trebuie să ne ocupăm de el. Așa, a făcut blue, am văzut că a dat acolo W-ul. Îl văd aici. Ah, Jesus Christ. Nu-i nimic? Oh my god, un basic! Un basic a fost, oh my god, un basic a fost acolo. Dacă nimeream acel basic și pe aia, era double. Da, nimic, e ok. O luat acolo și MF, mai ales Brown face asisturi. Asta e bine. Și acolo, uitați-vă la Alexandra main. Timo main este ea. Dă-i pe ea, dă-i! Atacă! Dă-i cu Tito! Ăla-i! Mai unul flash, n-ai! N-are flash, moare. Oh my god, a murit! Bravo, mă, în sfârșit a făcut și Alexandra un kill după 20 de ani. A făcut și ea un kill. Ăsta e primul match care ea face un kill și nu moare. De obicei ea e 0-5 și după aia fură un kill, dar se pare că a reușit și ea după 20 de ani. Mai ales mai facem acolo un dragon, asta e super, super bine. Super, super frumos. De acolo Galio m-a aruncat în sus super urât. Era super, super ciudat. Îi dau destul de mult damage. Am destul de mult damage pe sărăcie. Acolo Brown frumos. Boom. Nu, credeam că nu-l iau. Dar nu prea am... uite ce șmecher-i. Vreau să văd dacă o să dea... Sărăcie ce ești. Tot la mine la gank ești. Toți vor să-mi facă gank-uri mie, frate, nu se poate. Dai să merg bowling. Bolenul e o țintă, e o țintă. Toți își dau back. Hai să-i omorâm. Dă pe mama lor. Hop, și-a ratat. Let's go. Ăla-i, mă. Da, nu mai vreau să dau în el. N-are rost. Ia de aici. Boom! Ieși acasă, mă, ieși acasă. Foarte, foarte frumos. Mă gândeam că... Că... Asta o să meargă tank, dar după cum vedeți se duce mai multă viață și apoi probabil o vrea să meargă tank, nu știu care e faza, dar de obicei Galio mere super tank, doar pentru CC și căcaturi, dar nu asta ne interesează pe noi, noi vrem să câștigăm acest match. Dar oricum Dark Harvest acolo, o grămadă de puncte, odată ce ajunge sub jumătate de viață, când îl lovesc cu basic-ul meu,
Dark Harvest acum e ca, e ca, fie la pasiva asta. Când ajunge sub the additional 8% din viață. Fix asta scrie și pe pasivă, fix asta scrie și pe pasivă. Dă-i, dă-i pe ea. Dă-i pe ea. Are, are Zonia? N-ai, n-ai ce să mai faci. Gen, ce să mai faci? Ești dead. Nu mai te poți mișca. Ești paralizat. Te-am paralizat cu shurikenul mele. Pa, 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 super ninja. Fuck. Bad. Bad, ufra. Am auzit acolo pe Tristana. Mam. Mam. Un basic am nevoie. Încerc să ajung, încerc. Hai și pe ăsta. Boom. Next. Ia uite și pe aia o bine. Oh, aproape, aproape. Punem acolo un ward. Hai, vreau să dau, vreau să dau mid-ul. Vreau să dau mid-ul. BG. Oh, deratam ăla. Era, era urât. What the fuck, dau surrender? Nu, mă, nici măcar n-am ajuns să, să dau și eu full build ceva acolo sau șmecherii. Nu se poate așa ceva, mă. Cum? De ce? De ce surrender? Hai să dăm, hai să dăm cum merge. O să dăm aici, o să dau honor. Îmi place cum a jucat Brown, că a dat acolo stun-uri fix unde a trebuit. Și dacă nu, nu reușea, nu, nu prindea acolo, poate... Nu, nu era vorba de stun, dar era vorba de, de slow. Din cauza că a dat slow perfect acolo când a mers eu sub tower, au fost pur și simplu decisiv să nimeresc toate, a nimerit tot. Și shuriken, și EU, și basic-ul, tot a fost perfect. Let's dăm acum damage-ul nostru. Let's dăm. Grafic, boom, 16.000, am dat mai, cel mai mult din, dintre toți. Destul de OP. Și astea au fost runele mele, mereu arăt runele la sfârșit. Mi se pare că astea probabil sunt cele mai tari rune pentru Z în momentul de față. Aici triumf, îți dă și gold, îți dă 20 gold. Plus, dacă faci kill, ai văzut, dacă faci kill îți dă un pic de viață, deci minionii nu, nu o să te mai omoare. Asta contează foarte mult. Mereu, poate, dacă ați jucat și jucați asasin, știi că aproape mereu rămâi cu un pic la viață și bum, te omoară minionii. Runa asta te poate salva, chiar te poate salva dacă faci kill-ul. Dar, asta a fost pentru astăzi. Dacă v-a plăcut, apăsați un buton de like, mai ales, probabil sunt live deja pe Twitch. Intrați pe twitch.tv/spinter și o să fiu acolo și o să joc LOL. Poate o să joc cu Neko, o să fac un episod și cu ea. Probabil mâine, probabil mâine o să fac episod cu ea sau poi mâine și o să o zic părerea mea despre ea și toate astea, mai ales patch-urile, după cum le-ați văzut, sunt destul de ok, rework-urile destul de ok, dar poate o să fac și, scrieți în comentarii dacă ați vrea să, să joc și Lissandra cu, cu noua ei pasivă, am jucat destul cu ea și mi se pare destul de ok, mi se pare destul de ok, dar cum asta a fost pentru azi, apasă butonul de like, apasă butonul de like, dacă nu apeși like, ești ești fier, mai ales acum s-a schimbat diviziile, o să fie și fier, deci dacă nu apeși like, ești fier, 20, report.